Sub genericul biruit au Ștefan Vodă la Vaslui, 10 ianuarie 1475, la statuia ecvestră a Marelui Voievod al Moldovei de la Băcăoani, comuna Muntenii de Jos, a avut loc un ceremonial militar religios dedicat celebrării victoriei împotriva turcilor din ianuarie 1475. La reușita manifestării spirituale și-au dat concursul Consiliul Județean Vaslui, Muzeul Județean Ștefan cel Mare și Sfânt, în colaborare cu Brigada 15 Mecanizată Podul Înalt Iași și Episcopia Hușilor. Ceremoniile religioase și militare dedicate marcării celor 547 de ani scurși de la bătălie au debutat cu un tedeum susținut de preoții din protopopiatul Vaslui. Iisus Hristos ne-a arătat că totdeauna după jertfă urmează biruința și după cruce învierea. Auzi-ne pe noi care ne rugăm acum puterii și iubirii tale de oameni, pentru ca prin puterea ta să păzești neamul nostru, călăuzindu-l din biruință în biruință și din slavă în slavă, iar prin iubirea ta de oameni să rânduiești în ceata aleșilor tăi sufletele celor ce pentru credință și patrie s-au luptat în chip strălucit și au căzut eroic. Sufletele acestora, ca un nor de martori, ne stau înainte și locurile unde odihnesc osemintele lor, păzesc hotarele pământului patriei. Din veac în veac și de pe Doamne, veșnicălor pomenire. Au urmat alocuțiunile pe marginea evenimentului, susținute de oficialități ale județului și invitaților lor. La 10 ianuarie 1475, Ștefan cel Mare și Sfânt, după ce chemase în numele legii prin Hristos pe toți principii creștini să-i fie alături în lupta împotriva păgânilor, rămase singur să țină piept furtunii îngrozitoare ce venea să se descarce asupra lui și asupra Moldovei. Punându-și credința în Dumnezeu și în vitejii Moldovei, Ștefan cel Mare obținea una dintre cele mai mari victorii ale sale. Câștigă o bătălie dată în numele neamului său pentru apărarea gliei străbunii și a credinței strămoșești. Viteaz, energic, diplomat și strateg, neîntrecut în războaie, a știut ca nimeni altul să ridice standardul neatârnării, apărat cu scutul și sabia. Moldova timpurilor sale era împlinită cu țara de sus, pământurile basarabilor, cu Chilia și cetatea albă. Ștefan cel Mare s-a ridicat mai sus decât interesele imediate ale țării și poporului său. În fața turcilor, mânați de pofte prădalnice și din mirajul stăpânirii lumii, a luptat cu hotărâre și a apărat cu dârzenie țara Moldovei și a pusul întreg, creștinătatea amenințată de robie și de trecere la islamism. Trebuie să reținem ca lecție din partea înaintașilor noștri că în momentele de restriște, strategiile și trufia, mândria trebuie să fie lăsate deoparte, să ne unim împotriva dușmanului comun. Și de aceea pe aceste câmpuri din fața noastră au murit și secui, au murit și polonezi, au murit cei care veniseră împreună cu moldovenii lui Ștefan să apere creștinătatea, să apere o țară care stătea pavăză încă Europei. Căderea Moldovei ar fi însemnat căderea Poloniei și așa mai departe a Europei civilizate. Momentul 1475 rămâne cel mai înălțător moment al istoriei noastre, rămâne totodată cea mai mare victorie a creștinătății împotriva armatelor otomane și dincolo de exemplu pe care ne-l dau înaintașii,
trebuie să fim și noi demni de memoria lor. Ne-am adunat astăzi aici, ca de altfel în fiecare an, pentru a cinsti memoria și faptele aceluia care a fost Ștefan Vodă, domnul Moldovei. Este o personalitate, a fost o personalitate copleșitoare, care a marcat istoria acestui pământ, făcând epoca. Vorbim cu toții și ni se pare firesc de epoca lui Ștefan cel Mare. Și cu siguranță că această definiție care trebuie dată epocii trebuie să cuprindă și portretul omului care a fost Ștefan cel Mare și care a dat întregii epoci strălucirea sa. Această personalitate mare care a fost sanctificată, pe care o cinstim în mod deosebit, facem lucrul acesta pentru că reprezintă un moment simbolic deosebit de important de afirmare a locuitorilor acestui pământ în plan internațional. Este și afirmare care i-a dus o recunoaștere de către puterile europene din acea vreme. O bătălie în care cei cu șanse mai mici, cei aflați în inferioritate numerică, dar motivați de dragostea de patrie și dorința de libertate, au biruit. Reușita a adus faima voievodului în întreaga Europa. Ștefan cel Mare nu a fost doar domnul țării Moldovei, el reprezintă un simbol al întregului neam românesc. Numele lui a însuflețit eforturile românilor în momentele de răscruce ale istoriei noastre, a unit românii de pretutindeni, a inspirat literatura și folclorul cu o pildă de vitejie și demnitate. În istoria poporului român, Ștefan cel Mare ocupă un loc de frunte. Domnia sa este un punct de referință în istoria noastră. Personalitatea excepțională a domnitorului, ca și neobișnuitele împrejurări și înfăptuirea domniei sale, au rămas vii în sufletul poporului nostru, care l-a înălțat la proporții mitice. Statuia ecvestră de la podul înalt este locul în care, an de an, este evocat spiritul Marelui Domn Ștefan. Spirit la picioarele căruia se închină și astăzi contemporanii noștri. Un moment aparte l-a constituit evocarea evenimentului istoric al cărui protagonist a fost profesor universitar dr. Cătălin Turliuc. Bătălia de la podul înalt este îndeopște bine cunoscută. Spun acest lucru pentru că contextul în care s-a desfășurat această primă mare bătălie cu Imperiul Otoman este unul particular. E rar ca marile bătălii din Evul Mediu să desfășoare iarna. E și mai rar ca în Europa acelor vremi la astfel de bătălii să participe peste 100.000 de oameni. E și mai rar faptul că în acea perioadă în care și Polonia și regatul maghiar și cel care a Ferdinand al III-lea Habsburg și evident Imperiul Otoman aveau interese majore în această parte a lumii. A fost o perioadă pe care mutatis mutandis o putem asemăna cu un context geopolitic pe care îl trăim și astăzi, evident din altă perspectivă. Dar ar trebui spus, pentru a înțelege mai bine și pentru a avea un orizont european, pentru că noi așa suntem stat membru al Uniunii Europene, să înțelegem ce se întâmpla în Europa acelei vremi. Dacă în peninsula iberică Ferdinand al II-lea de Aragon și Isabela al Castilii terminau reconchista, alungarea maurilor, arabilor din peninsula iberică, proces care s-a încheiat la 1492, în insulele britanice regele Edward făcea față a ceea ce a intrat în istorie sub numele Războiul Rozilor. A urmat apoi momentul de depunere de coroane la statuia ecvestră a lui Ștefan cel Mare și Sfânt. Thank you.
de cuiți, ne întoarcem fața și facem și o fotografie, da? Aici.